Fundația Institutul Internațional de Tehnologie și Economie Apicolă a lansat volumul omagial Veceslav Harnaș, personalitatea care a transformat apicultura românească într-o forță mondială. Un an în urmă, eu mă aflam la Cluj-Napoca, la un târg de produse apicole. Am întrebat pe mulți dintre cei prezenți, vă citesc din introducerea cărții, care erau vânzători, producători sau cumpărători, dacă știu cine este Veceslav Harnaș, numele acestuia fiind scris pe etichetele multor produse apicole expuse. Tristețea mea a fost foarte mare când am realizat că aproape nimeni nu știa despre cine era vorba. M-am gândit atunci că este datoria mea, ca nepoată directă a profesorului inginer Veceslav Harnaș, om de geniu al acestei țări, să-l aduc în fața celor care nu l-au cunoscut. Citind această carte, veți cunoaște un om deosebit, foarte inteligent, blând, bun, cu iubire de oameni și de albine. Să construiești acum 50 de ani o industrie organizată după principii private, care să aibă la bază albina, pare incredibil. Cel mai important lucru pe care l-am învățat imediat cum am ajuns aici la profesorul Harnaș a fost perseverența. Într-o zi m-a rugat să dau un telefon unui demnitar. Am sunat, mi-a răspuns secretarea și mi-a zis tovarășul pe vremea aia, da? Nu este momentan în București, e plecat în străinătate. Mă întorc și spun lui Harnaș despre ce e vorba. Uite, așa a zis azi. Și bine, ești liber. După un sfert de oră mă cheamă din nou. Băi, știi ceva? Sună pe putare. Păi zic că l-am sunat. Și bă, nu, mai sună odată. Și s-a repetat chestia asta cu mai sună odată încă de vreo 3-4 ori. Și m-a ținut până la 7 seara, tot sunând și eu primind același răspuns. Deja mie mi-era penibil, mă simțeam prost, la ora 7 seara sunt din nou și răspund de voce de bărbat. Sunteți tovarășul? Și da. Profesorul Harnaș vrea să vă vorbească. Bine, și le fac legătura. Fără perseverență, fără inteligență, fără a ști ce vrei și să faci totul ca să obții acel lucru pe care dorești să-l realizezi, nu poți să străbați în viață. Și acest spirit de tip capitalist se pare că profesorul l-a posedat cu multă dibăcie.